venit înapoi, nimic. Haide, haide, că e mama noastră. Ce vrei? Spune-mi ce ți doare. Nu știu. Ce? O zi bună, cum vrei să zici? O să pășim, o să jos. Modă pentru copii, le vedeți? Bă, toată lumea vrea bani. Eu n-am știut de asta, Delia mi-a zis, zice, să știi că de când e reclama aia pe la radio și așa, zice... Costă banii fără tine. Nu poți să-mi parte. Sara, prieta mă, două minute, bun. Vezi că am negru, nu știu dacă vă face ca. Fără bilet, nu, că mai vine odată și noi ne-am vrut și cu iaurt, dar mai numai cu lapte. Nu, subvenția se dă și la vacă și la oaie. Pe bucată. Pe bucată. Da. Plouă, nu plouă, omul... Gata. Înzepătura, să știți că nu-i gratis. Ei! Și aici e puie, ce se vede așa cătoțit. Toată regina acum în stânga mea sus aici. Da, da, o văd. E cu verde dată așa pe aici. Ăla ține mult. Aia o pui jos. Și încep de la... Arată puiet. Vino azi, ține-l cât a.
acestea și puieții, tot ce vrei acolo. Asta e ultima la mine. Cum ești sus, acum chiar arată bine. Da, dacă nu începe pe... Lui? Am urcat cu camionul. Este sperimă. Nu, că nu se vede. Anul ăsta a fost groaznic. De când ne-am apucat de stupi, n-am întâlnit așa ceva ce s-a întâmplat anul ăsta din cauza atmosferei de la noi, adică zonelor care sunt aici la noi. În unele zone am înțeles că a mers cât de cât, dar e dezastru. La toate culesurile? Aproape la toate culesurile. Și la noi, cum nu ne ajută statul cu nimic, cu astea, numai cu proiecte sau numai cu astea, cum ajută la alte animale, nu mă refer, na. Te refer la cam la orice, că la oi se primește, la vaci se primește. La noi niciodată nimic, numai eventual programul național care ne ajută cu medicamentele. Și am înțeles că anul ăsta se va face ceva pentru noi, așa, să ne ajute ca să mai putem să rezistăm cumva, că altfel numai din buzunarele proprii, insectele noastre care ne aduc foarte multe beneficii o să dispară. Fiindcă nimănui cât i-ar place de mult să se mențină cu apicultura, mulți nu vor reuși și vor da înapoi. Chiar să-ți placă cât ți-ar place, nu mai ai șanse, că familia trebuie să întreții cumva. Ai fost obișnuit într-un fel, într-o formă, în cumva să reziști pe baza apiculturii, dar nu mai reușești. Tot timpul să scoți bani și să nu produci, e greu. Deci anul acesta nu vă acoperiți cheltuielile? Sub nicio formă. Deci avem mult băgat față de cheltuielile care le-am preconizat anul trecut. Că am zis, mierea cu care suntem în târg este de anul trecut. Ce mai avem rezerve? În rest, anul ăsta foarte slab. La iarnă ce veți face? La iarnă trebuie să le dăm de mâncare. Deci de acum am început să le dăm de mâncare. Anul ăsta le-am dat de mâncare. Nu că... ca să putem să le menținem. A fost ceva la tei, n-am reușit să storc, că mi-a fost frică cum e clima asta. A venit iară frigul și am zis să le las lor ce este, că nu știu cât mai am bani ca să le băgăm pentru mâncare. Nu pentru altceva, că pentru altceva asta e ceva obișnuit, dar nu, eu unul n-am stors. Poate alții din alte zone au stors sau nu-i frumos de comentat altceva. Anul apicol 2016 a fost îngrozitor de rău, deci nu am întâlnit un an apicol mai greu decât acest an. În ultimii 30 de ani pot să spun că anul apicol cel mai greu a fost în 2016. Având în vedere că pe tot parcursul anului condițiile climatice au fost dezastruoase pentru apicultură, am analizat situația apicolă din județ și fiecare asociație în fiecare județ a făcut o analiză și am transmis situația descoperită în județ către prefecturile județului pentru a ne ajuta de a întreține aceste familii de albine cu hrană până la un viitor cules care nu știm și nu puteam prognoza când va fi. După prognoză, am constatat că tot anul va fi calamitat, așa că solicitările noastre au fost foarte serioase către prefecturi și către minister și în urma solicitării făcute de Asociația Crescătorilor de Albine, în speță
Caraș-Severin, am primit un răspuns favorabil. Pe această cale eu vreau să mulțumesc prefecturii județului Caraș-Severin, doamnei prefect în special, că a fost foarte promptă la solicitarea noastră, precum și direcția agricole care ne-a susținut în demersul făcut. În urma demersurilor făcute, Asociația Crescătorilor de la nivel național a făcut un demers la minister și ministerul a hotărât să ni se acorde un ajutor de până la 50 de lei pe familia de albine, sprijin pentru hrana familiilor de albine. Ce trebuie să facă apicultorii pentru acest? Deocamdată apicultorii trebuie să-și pregătească documentele până la ieșirea în monitorul oficial al actului. Va trebui să-și pregătească adeverința de la primărie cu numărul de familii de albine, înregistrarea DSV, copie de pe buletin sau copie de pe cui în cazul PFA-urilor și facturile cu care au achiziționat hrană. Comparativ cu, eu știu, un an bun sau cu anul trecut, cum e anul, producția? E aproape de zero, cum e anul acesta? Deci nu avem an de comparație și despre producție nu putem vorbi, pentru că noi suntem mult pe minus. Deci stocurile s-au terminat și cele de anul trecut și ce am mai avut noi rezerve. Deci nu putem vorbi de o producție, nici măcar hrană pentru albine, dar producție marfă. Deci suntem pe minus, clar. Da. Bună ziua, sunt Căiman Roviță Ionel din Vărădia, apicultor de la Vărădia. 168 de familii. Spuneți-mi, vă rog, în legătură cu anul apicol 2016. Ce să vă zic? Anul apicol 2016, dacă îl luăm să-l analizăm așa în ultimii 25 de ani, de când mă ocup așa de apicultură, cred că a fost cel mai slab an apicol. În primul rând, în prima parte a anului, la producția de rapiță și la producția de salcâm, care a fost zero. Cel puțin la noi în zonă, nu știu alte zone. Dar zona Oraviței, producția de salcâm a fost zero. Da, după salcâm am avut o perioadă când nu a mai fost mâncare în stup absolut deloc. Trebuie să-i ajutăm cu sirop. Înainte de tei. La tei și-au revenit, oarecum, într-o oarecare măsură. Ce am vrut să vă întreb? N-ați fost nici un kilogram de miere? La salcâm nimic. La rapiță, am făcut și pastoral la rapiță, noroc am făcut pastoral la rapiță, că altfel era dezastru. Producția a fost mai puțin de jumătate față de anul trecut. Undeva la 3-4 kg pe familie. Datorită ploilor, intemperiilor și ploilor. Faptul că acum am vedea, am înțeles că se dă un fel de subvenție pe minim sau cum. Da, ajutorul ăsta de minimis. Eu zic că e un ajutor binevenit pentru mulți apicultori, care, mai ales începătorii, care nu au făcut pastoral și care nu au familie așa de puternice. Noi care avem vechime, mai știm cum să-i întreținem. Au fost familiile puternice, totuși au adunat ceva. Dar începătorii care au multe roiuri, care nu au făcut pastoral, adică și nu au avut surse de cules, e dezastru. Adică îi determină ori să cumpere cantități mari de stimulenți, ori se pierde datorită alimentației. Cât stupea și cum a fost? Adică față de alți ani sau în general? Ok. Merge. Merge. Anul apicol 2016 a fost destul de rău, mai ales pentru zona montană. Au plouat foarte mult la salcâm, la tei. Nu s-a făcut miere anul ăsta. Față de alți ani? Față de anul trecut. Nu față de alți ani. Față de anul trecut e o diferență foarte mare. Cred că cea mai mare diferență. Se poate spune că anul trecut a fost anul foarte bun și anul ăsta a fost an foarte rău. La toate culesurile și la tei și la salcâm sau... Mai anul ăsta s-a făcut miere în prima parte la culesul de floare de rapiță. Culesul la salcâm a fost praf. La tei în proporție de 80% în funcție de zonă. La floarea soarelui și-a mai revenit și cred că cu culesul de floarea soarelui o să rămână
familia de albine până în primăvară la anul viitor. Peste iarnă ce veți face? Aveți? Au mie de albine. Am noroc că orcules acum la floarea soarelui, că altfel trebuia să le dau sirop. S-au mai întâmplat în alți ani în care trebuie să le dai sirop, că nu au avut cules de întreținere, nu au avut cules aproape de fel și le dai sirop. Apă cu zahăr în proporție de 1 la 1 până în primăvară ca să nu moară.